Salutare, salutare! Bine ați venit la un nou live, dar scurt, pentru că plec din Mamaia. Am eliberat camera hotelului în care am stat, Hotel Piccadilly, un hotel pe care eu îl recomand fără nicio chestie. Are cel mai mare spațiu verde în grădină, deci toți copacii din curtea hotelului nu fac cât, cum să spun... Nici nu știu cum să zic frumos. Deci în Mamaia Nord Năvodari nu vezi un copac, nu vezi un spațiu verde. Deci hotelul ăsta are cât toată stațiunea Mamaia Nord Năvodari la un loc. Copaci verdeați. L-am cunoscut și pe proprietarul hotelului, chiar era amuzat. Mariane, cam ai dreptate, s-a construit în Mamaia Nord Năvodari. Ce respiră e acolo, nu știu, betoane? Iar și-a făcut un mare, mare spațiu verde, are o grădină, deci terasa restaurantului, nebunie. În malul lacului se oprește terasa restaurantului, e o plăcere. Singura problemă, bine, nu știu dacă poate să fie problemă pe care eu o văd, e că e pe partea cu lacul și lumea când vine la mare ar vrea să fie cât mai în buza mării. Dar, da, dacă n-ai problema asta să stai aici pe partea cealaltă, a stațiunii, atunci recomand Hotel Piccadilly, iar restaurantul, bun, bun, bun. Mergem un pic pe plajă, vedem cum e lunea. Pe plajă, logic. Detalii, ce detalii? Ia să vedem cine s-a alăturat. Puiu 14, Miluca, Raicu, Lucio, cine mai e pe aici? Salutați-mă ca să vă răspund și eu, altfel n-am cum să știu cine. Avem și un obiectiv. 100 de gogoși pentru o bere rece pe malul mării. Dau la schimb imagini frumoase din Mamaia. Ironie, nu? Deci eu ca să traversez trebuie să o iau pe pasarela aia. Nu-i problemă, am ceva de mers. Bună Marian, bună Ada, bună Marian Bodărlău, Florin, cine mai e aici? Hello, hello, hello. Nu mă uitați cu tap-tapurile alea, cu share-ul, distribuiri, haideți ca să vadă lumea. Este sau nu este nebunie lunea în Mamaia? Sunt turiști? Tot în paragină este piscina de la Piccadilly, nu știu, n-am stat la piscină, nici n-am văzut unde. Au piscină? Nu știu dacă au. La Costinești nu mergi, ba da. Peste vreo 40-45 de minute așa plec frumos de aici din stațiune și mă duc către Eforie. În seara asta facem pauză și mâine, că vreau să mă odihnesc, că nu mai rezist. Am filmat în continuu aproape 6 zile. Live-uri pe YouTube, live-uri pe TikTok. M-am întâlnit și cu Daniel Balaș, fostul preot. M-am întâlnit și cu Alin aici prin Mamaia, în Olimp, pe când? Tot săptămâna viitoare, nu știu când ajung, dar mai stau încă două săptămâni pe litoral. Cel mai mult m-au frapat acele live-uri din Kuwait. Ah, dar am stat cu frică. Că mă aleargă musulmanii pe acolo, că filmez. Haideți să vă arăt cea mai tare chestie făcută în Mamaia, vreți? Ia scrieți, da sau nu. Deci cea mai tare chestie, anunțați-vă prietenii, rudele, dușmanii, o să râdem împreună. Deci, râdem împreună sau nu râdem împreună? Vreți? Deci aici este o pasarelă de trecere, da? Deci lumea trece bulevardul ăsta principal, după parte pe altă. Pasarela unde credeți că lovește așa între ghilimele? Fiți atenți. Deci, un dezvoltator imobiliar foarte deștept, foarte, foarte deștept, a trântit blocul ăsta. Deci, acolo e și unită pasarela de balcon. Cât de deștept să fie. Pasarela asta, credeți-mă, are ani de zile. A fost făcută înainte de bloc.
Să ne imaginăm, da? Eu sunt curios. Hai să vedem o fază tare, da? Pregătiți-vă. Vă rog eu, anunțați-vă prietenii, dați share-uri, tap-tap-uri distribuiri, că e cea mai tare chestie pe care eu am văzut-o aici pe litoral. Deci asta e pasarela. Vin bicicliști, vin pietoni, copii, părinți, bunici, câini. Da? Traversăm bulevardul principal din Mamaia. Și un dezvoltator imobiliar foarte perspicace. Da? Deci urci, 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 urci. Pa, pa! Și omul stă aici la balcon, stă la o țigare, zice, nene, ai un foc? A, nu e problemă, iată. Credeți că va fi siguranță la proprietarul care va sta aici? Și că a fost gândită ca și parcare. Sunt curios cum parchez mașina pe aici. Mașina se știe că nu urcă scările sau, ba da, am văzut eu într-un film cu Vin Diesel și nu mai știu cu cine, se numea, nu știu, Need for Speed. De să știi că dacă vii cu mașina, urci și scările, adică logic. Ia uite. Cât de deștepți. Se ciudă, da, 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 păi nu-i ciudă, aș cumpăra un apartament aici. Tu îți dai seama, mi-aș face magazin. Deci vine omul obosit de la plajă, leșinat de căldură, că plaja lată, știți, probleme, aia, una, alta. Vine pe aici, pac, 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 și dă de un mega imaj. Dă de un, la 5 pași sau ce mai, Carrefour Market. E. Foarte tare, șaurmerie, aaa, deci o șaurmerie. Fii atent, știi cum fac eu șaurmeria? Deci vreau să cumpăr spațiul ăsta, aici aș pune casa. Deci ca să nu pierdă omul timpul, deci pe măsură ce se duce pe stradă, plătește aici, zice cu ce vrea, pac, 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 merge un pic pe drum și la ultima fereastră și urma gata, pac, ți-o întinde, ca la maraton. Știți, când vine alergătorul, ia apă, pac, pac, când mers, așa ca să nu stea. Foarte tare, cât îmi place. Împinge tava, a, da, să știi că împinge tava nu merge. M-am gândit și la asta, ci vă spun și de ce. Păi vii cu tava de acolo, păi și alunecă pe balustradă, așa. Deci și în balcon la om. Ia să vedem, ăștia de la etajul 2 au intimitate? Au ceva, nu fiți răi, da? Deci omul vede doar partea... A, nu, vede chiar în casa la om. Deci cum să construiești blocul ăsta lângă pasarela de trecere? Și viață, te servești de la om din balcon. Păi îți dai seama că omul nu poate să pună și el o murătură pe balcon. Dacă își pune rufele la uscat, vin eu cu hainele murdare de la plajă, transpirat, așa, fac îi pun haina la el pe sfoara de rufe. Spuneți voi că nu e tare. Ai un view excepțional de la balcon. Băi, Mariane, dar nu ai treabă. Ce să... Păi, mi-a ieșit în cale pasarela și după aia blocul de locuință. Bă, mureau ăștia, nu știu cine sunt dezvoltatorii. Să le fi făcut mai îngust cu 2 metri. Să le dea puțină intimitate și la cei care vor cumpăra aici apartament. Au intrat dezvoltatorii pe live. Perfect. Super. Dădeam idei de a face. Deci dezvoltatorii sunt pe live. Deci să știți că am călătorit chiar și prin deșert, prin Arabia Saudită, n-am văzut așa ceva. Am călătorit prin Oman, prin țări, ca să zic așa mai... Da. Aolo. M-au ajuns blestemele. Strănut, răcesc. Dacă e bloc singur, sigur se va desfința pasarela, corect. Păi, logic.
Că e de vină primăria, că a făcut pasarela asta acum câțiva ani. Ai alergie la prostie, Maria, să știi. Iar mă gândeam de ce strunț. Deci avem un obiectiv de 100 de guguși, da? Dacă îl facem, stăm la o bere rece. Mersi, Dina. După părerea voastră, credeți că sunt turiști lunea în Mamaia? Ia să vedem. Sunt în zona cazinoului Mamaia. Haideți cu tap-tap, share-uri, distribuiri, nu de altă, dar ne întoarcem totul la pasarele și chiar dacă ați ratat imaginea cu pasarela în balcon la om, o vedeți la întoarcere, nu e problemă. Cam mă întorc. 45 de minute. Ce frumos, fântâni. Plajele sunt pline. Mai stai, fii atent, pe live 2 minute. Bine, pune 5, că aici e plaja lățită. Ai încă 5. Până intru eu pe plajă și până ajung la apă, durează 5 minute, da? Rezist 5 minute? Că eu rezist pe căldura asta, să merg până acolo. Sunt turiști falși, da? Angajații primăriei. Deci ca să nu se creeze o falsă impresie că nu sunt turiști, angajații primăriei stau pe niște zlonguri toată ziua. Chiar și comandă pe la restaurante cu banii primăriei, logic. La prânz lumea e la masă, da? Deci terasele sunt pline, după cum vedeți. Casino Mamaia Shopping Center. În Eforie Nord e mai ocupat, dar nici acolo nu e cine știe ce. Uite ce de lume am văzut. Eforie Nord de plin, zice Jimen. Serios? Păi uite, cineva mai devreme care e acolo a zis că e la fel de gol ca aici. Pe cine să credem? Voi ce credeți cei de pe chat? În Eforie Nord de lume, cot la cot, bar la bar, cum să spune, sau e la fel ca aici? Și acum, lungul drum spre mare. Uite, Alex zice, da, Eforie Nord de full, nu ai bun să mergi. Deci, vedeți, sunt mai multe persoane care spun că este plin la Eforie Nord. O să ajungem. De aceea vă rog foarte insistent, dați acolo sus pe numele meu, apăsați, unde scrie Marian Borcea, și dați-mi urmărire sau follow, ne convingem cât de curând, ca să primiți notificări când sunt live din Eforie Nord. Să vedem cine are dreptate și cine nu. Eu zic că nu prea e lucru. Vedeam. Abia aștept să fiu contrazis. Se circulă bară la bară spre Eforie. Marine, ești în pustiul Sinai? Nu, sunt în pustiul Mamaiei. Sau Mamaie, cum n-ai văzut. Asta era ieri bară la bară. Tot ce e posibil. Eu am zis că pun obiectivul ăsta de 100 de gogoși ca să beau o bere rece. Dar unde beau o bere rece? Că n-am unde. Irina, mulțumesc pentru urmărire. A mai dat cineva urmărire, ia să vedem. Uite și Dragomir Florentin. Opa. Ia uite, turiștii! Au venit turiștii! Sunt prieteni!
Gata, zic de bine. Iulia s-a abonat și ea. Mersi, Iulia. Flow US. Salutare, uite. A dat și el urmărire. Cineva mă urmărește. Uite ce, mă obosit cât am făcut. Am făcut jumate. Ce ai, mă? Trebuie să te trezești dimineața ca să fii fresh, nu? E așa la 1 la prânz, că ești deja obosit. Aniela, mersi, Aniela. Aoleu, ce aveți, mă? Zic, da bine, gata. Ce frumos e în Mamaia, veniți aici, se fain, prețuri mici, gata. Mă alargă pe inimă. Deci, vedeți, e linia asta, pe aici circulă mașini. Nu știu unde se duc. Dar văd la urme de mașini. În curând cred că o să apară o nouă șosea pe aici, o să vedeți blocul stânga-dreapta. Haideți că se dezvoltă și noua plajă. Dar chiar unde se duc toate mașinile astea? Chiar uite câte urme au făcut. Băi, am obosit. Vă zic sincer, am obosit traversând plaja asta. Ce ai făcut, mă? Acolo o să pună șine de tren. Super, poate să mașină de salvamar, da? Păi și salvamar are nevoie de mașină, că face drumul ăsta de 4-5 ori. Cât să reziste și? Dacă scap copilul din mână, nu-l mai găsești, corect? Aoleu, am nimerit prost, sunt două doamne fără sutie, nu? Cer scuze, nu vă pot arăta ceva frumos, dar filmăm încolo, mă uit eu. O, da, da, mai bine în zona asta, că îmi place ce văd. Îmi cer scuze că am zis de rău. Aratele, n-am voie să arăt, sunt frumoși, fermi, rotunzi, așa. Și ca o formă de pară, o, n-am voie să arăt, pare rău. Mă uit eu. Se pare că o să stăm un pic așa. Vă las imagine în partea aia, că eu mă uit în altă parte. Deci de când n-am mai văzut așa ceva, de când eram tânăr. Mă refer la plajă, mă scuzați. Noi avem acasă. Cine a zis? George, ia uite la el, auzi, avem acasă. Ce-ai tu acasă? Așa ceva rotund, sferm, păpariu că n-ai. Nu pot să-ți arăt. Dar mă uit eu și transcriu din vizual verbal ce văd. La TV zice Maria. Perfect, așa da. Gata, hai. M-am săturat. De privit, hai. Un naufragiat o fi lansat un mesaj din larg. Știți că se pune un mesaj în sticlă. Sunt naufragiat pe insula șerpilor. Deci cum vă scot eu cele două fete din imagine? Așa, vă arăt imaginea și o luăm pe lângă ele, le ocolim. Ce plajă este, domnul Sorin? Cazinou din Mamaia. Păcat că n-ați stat pe live acum 5 minute. Am trecut pe lângă cea mai tare construcție ever din Mamaia. Au construit un bloc lângă pasarela de trecere. Cum s-ar spune, balconul e parte comună cu balustrada pasarelei. Când vine omul de la plajă, se servește din balcon de la om. Așa pustiu este la plajă? Păi este luni. Cine vrei să fie luni la plajă? Vin vineri sau unii norocoși joi seara. Mersi pentru urmărire. Dacă ți iei apartament acolo, îți faci ușe de acces direct pe plajă. Păi nu m-am gândit la asta.
Să știi că apartamentele alea la balustradă, la pasarela aia, s-ar putea să se vândă ca pâinea caldă. Stai la etajul 1, stai la etajul 2, nu mai iei liftul ca să mergi la plajă. Îți faci ușă în balcon. Din balcon, direct pe pasarela pietonală și ajungi la plajă. Bă! Deci nu m-am gândit la asta. Deci dezvoltatorul imobiliar e chiar... îl duce capul. Deci de aceea a construit blocul lângă pasarela de trecere ca să iasă ăștia din balcon direct pe pasarelă. Asta înseamnă, vedeți de ce nu sunt eu dezvoltator imobiliar? Că n-am idee atât de bună. N-am idee atât de bună. N-am flair la afaceri din astea așa. Pentru ce să te deplasezi până la Corbu sau Vadu? Uite aici, plaje sălbatice. Da, corect. Ia uite, domnul Sorin, e în Benidorm, la plajă. Puteți intra puțin live, domnul Sorin, să ne arătați un contrast? Un contrast din ăla, așa, să ne enervăm cu toții. Perfect. Deci domnul Sorin poate intra live. Îi dăm cerere. Da, așa. Se întoarce în camera. Gata. Gata. Salut, Marian! Perfect. Salutare, salutare! Hai să merg pe plajă un pic. Păi văd că e nisipul la fel ca aici. Nu e la fel ca aici? Identic! Identic! Facem două plaje paralel. Da. Două plaje paralele. Atâția români sunt aici, Marian, în viața mea. Deci patron de restaurant, de o grămadă. Mi-au scris, m-au oprit oamenii pe stradă, mă simt ca în România. Adică full de români. N-am Foarte intrat tare. într-un restaurant sau într-o cafenea sau pe o terasă să nu vină un român la mine. Am evitat Benidormul din diverse motive, dar dacă spuneți că e așa ca litoralul românesc de odinioară plin cu români, o să Deci ajung și eu pe acolo. prețuri pe un sfert ca la noi. Am fost aseară două persoane la un restaurant de fițe pe plajă. Am băut o sticlă de vin rosé. Eu am mâncat paste cu fructe de mare. Prietenul meu a mâncat un hamburger de la mare, am avut ceva gustare și uncă de asta spaniolă, tot împreună 40 de euro. Și Cât restaurant scump de fițe. un prânz aici pentru o persoană în Mamaia. Păi aia spune, e mult mai ieftin ca la noi la mare, este avion Wizz Air. Uite ce fain e. Stați să pun și eu în paralel așa. Perfect. Ia pune. Seamănă, nu? Două mări paralele. Ce rapid a ajuns la apă, Sorin. Păi cred că a făcut 30 secunde, eu am făcut 5 minute. Până unde? De la stradă la plajă, adică de pe promenadă. Păi imediat, pac, pac. Ăla din față care îl vezi acolo, cu diamantul la mijloc, e cel mai înalt bloc de locuințe, de apartamente din Europa, are 48 de etaje. O să urc acum la el să fac un vlog despre imobiliare, că mai au apartamente de vânzare. Foarte tare. Da. Prețurile la fel de mari ca aici, în Mamaia, la apartamente? Păi, mai mici, adică la un bloc de ăsta normal, care îl vezi aici pe plaje, blocuri vechi, sunt cam 180-200 de mii. Dar sunt astea scumpe, am văzut ieri un apartament de 1 milion, l-am pus pe vlog, dar arată ca în povești, ca în Miami, știi? Iar la La Benidorm se cititor, poate sunt. ajunge mult mai repede, da? Nisipul este, uite și tu, e vin rău de tot.
nu există scoici deloc. Și aici nu e, în toată Spania și la mine în Tenerife, unde am casă și aici, nu închiriază statul plajele, sunt rămân ale primăriei și costă, dacă, în zonele unde sunt șezlonguri, e cam 3 euro șezlonguri, 2 șezlonguri cu tot cu umbrelă, cam 12 euro. Adică de aici de rog, 2 șezlonguri și umbrelă. Preț foarte bun. Așa aici la mine, la Los Cristianos, în partea aia, e mai scump un pic unde e la El Duque, la Tenerife, unde e plaja de pizze. Și în rest e super ieftin. Apa e super caldă, cred că are 27-28 de grade, nu simți răcoare când intri în apă. Sunt alge, ceva gunoaie pe plajă? De unde alge, Marian? Întreb, nu știu, că n-am ajuns acolo. Păi, tu? Care alge? Deci câtă lume acum în apă și în Mamaia nu e nimeni în apă. Aici e full de oameni în apă, dar azi noapte la 12 când m-am dus la hotel, era full de oameni în apă. Aici, în zona asta, nu există șezlonguri, fiecare vine cu umbrela, cu scăunelul lui, cu tot și își pune aici. Se vede o diferență foarte mare, ce să zic, de la cer la pământ. Uitați și voi cum se vede țărmul în depărtare în Spania și ce e la noi aici. Cu căldura cum este? E caniculă mare? Sunt 30 și ceva, dar dacă stai chiar pe malul mării e briză, e ok, nu e chiar așa să nu mai poți. E la umbră e ok, e rezonabil. În toată Europa e cod roșu, în Italia, în Spania, peste tot e cod roșu de caniculă și atunci normal că e mai cald ca de obicei, dar nu e sufocant, așa să zici, știi? Da. E Marea Mediterană, uite, albastră, e faină, e... altceva. Oricum, cât, ce pot să spun sigur, sunt de 3 zile aici, m-am uitat la prețuri, cam jumate față de litoralul românesc. Deci Wizz Air-ul aterizează fix în Benidorm? Da, e aeroportul la 20 de minute, la Alicante. Ai două variante, Valencia, care și din Timișoara, și Alicante. Am dat 200 de euro dus întors pe bilet, 180 chiar. Preț bun. Și stau la cel mai scump hotel de aici. L-am pus pe vlog, care e curios să vadă, adică ceva top, exact de plajă, hotelul, cameră mare, mișto, tot, vreo 300 de euro pe noapte. La noi la Vega e vreo 650 de euro aceeași cameră, adică dublu și un pic. Dar ăsta e cel mai scump posibil, mai scump n-am găsit. Aici sunt prețuri și de 4.000-5.000 de lei pe noapte, păi, în câteva hoteluri. Asta spun, și uite, Mediterana e albastră, e frumoasă, e curată, e ce vrei. Uite, oamenii proști, că vrăjeală pe mine că denigrez litoralul românesc. E o prostie, dacă Marian e acolo, nu știu când, și spune că ți-a luat țeapă și acolo, și cu mâncarea, și cu aia, și cu manele, și cu muzică tare. Eu denigrez litoralul românesc. Eu spun că nu e ok litoralul românesc, că se poate îmbunătăți. Numai la fiecare terasă e altfel de muzică, manele, pețivii, gunoaie peste tot. Ăsta e litoralul românesc. De ce să tot ne ascunde după deget? Dacă spui că-s gunoaie pe litoralul românesc sau manele, zici că denigrez litoralul românesc. Pentru că adevărul tot știm chestia asta. Nu e ceva tabu. Corect, dar poate să vadă lumea imaginile. Eu denigrez țara și litoralul românesc. Suntem toți români aici și toți știm că e o mizerie litoralul românesc. Ce să ne ascundem după
vegete. Dar poate să vadă lumea imagini. Deci nu trebuie să zică cineva că mințim sau nu mințim sau denigrăm. Uite. Mamaia. Și aici ai sezon cam din aprilie până în octombrie, la sfârșit. Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. 7-8 luni de zile ai sezon. 7-8 luni, da. Normal că poți să stii angajații. La noi ce să stii pe 2 luni de zile, pe iulie și pe august, să stii angajați pe un an de zile, nu merge. Păi m-am întâlnit cu mai mulți proprietari de business-uri și problema cea mai mare este sezonul foarte mic și în al doilea rând forțele de muncă. Cele profesionale nu mai vin să lucreze pe 2 luni, pe restul timpului n-au ce să facă și sunt nevoiți să angajeze tot felul de oameni care nu se pricep, nu, ci trebuie să-i învețe, să-i educe în domeniul respectiv. E chiar frumos, deci și valurile alea și cum este plaja, nisipul e așa un pic maroniu, parcă așa se vede. Nu te-am auzit că-s valuri, stai să mă duc mai încolo. Ce am zis ai? Că se vede foarte frumos apa aia albastră cu nisipul ăla un pic maroniu sau așa pare pe filmare. Da. E super fain. Mi-a intrat nisip în sandale, trebuie să mă duc să mă caut un de ăsta, un duș. Există dușuri pe plajă? Sigur, sigur. Și coșuri de gunoi peste tot. Uite și tu cum este nisipul, adică e finesco. Cum era la noi pe vremuri, la Mamaia, până au băgat ăștia, au mărit plajele de calci numai pe scoici, de ești tot timpul însângerat la tâlpi. Am găsit ceva nisip cum era pe vremuri în Constanța la plaja 3 Papuci. Chiar am rămas surprins, am fost nostalgic. Ia uite cum era pe vremuri în Mamaia. Nisipul la fin. Da. Uite aici, chiar cum ești după plajă, pac. Te speli pe frumos pe lăbuțe și gata. Și amenajarea e a primăriei, nu? Tot e a primărie, nu, n-au dat nicio, n-au concesionat de asta și în Tenerife și peste două, cred că în toată Spania. N-au concesionat nimica. Ah, foarte tare. Ai văzut peste tot cum ești de pe plajă? Următorul e la 50 de metri. Din 50 de metri câte o chestie de genul ăsta. Ca să se spilbă picioare. La noi nu cred că e una pe 500 metri. Dar nu știu. Uite, următorul e chiar în față, adică. Cred că se vede. Da. După următorul coș de gunoi, imediat în față e încă două de-astea. Te-ai împăcat cu domnul Sorin? Nu, suntem dușmănoși, dar la distanță așa. Suntem încercați. Doar în aparență, așa, ca să facem amândoi vizualizări pe TikTok, vorbim frumos unul cu altul, dar în rest suntem certați. Ce mesaje mi-a dat domnul Sorin, dar și eu i-am dat niște mesaje. După în ce închidem aici pe live, ne jurăm pe WhatsApp de mama focului. Noi pe celălalt telefon ne jurăm, doar pe ăsta cu care filmăm vorbim frumos. Da, și asta e promenada din Mamaia. Dacă e diseară când mai intri pe TikTok, fac și eu de pe promenadă, să vezi promenada de aici. Chiar dacă vă văd online, vă dau cereri. Da, facem diseară. Uite aici încă două de-astea de spălat pe picioare, vezi? La 50 de metri. Și următoarele la iară la 50 de metri și tot așa din 50 de metri. Deci următoarele sunt acolo unde e omul ăla de vine acum după alee. Trebuie să ies, că mă duc, ți-am zis, la blocul ăsta, la imobiliare aici. Și mă așteaptă prietenii mei. Stai să-ți arăt, uite, cu Maybach-ul. Sunt români, au agenție imobiliară aici. Dar ce este ăla? Un microbus? Microbus? Microbus Maybach pentru clienți. Foarte tare. Au microbus Maybach pentru clienți.
și arată foarte bine, uite. Cu toate facilitățile posibile. Avem și stele pe tavan. Ca la Rolls. Uite, ca la Rolls. Da. Fii atent. Avem și stele pe tavan, ca la Rolls. Și când vin clienții din România să cumpere ceva, îi ia de la aeroport cu microbuzul ăsta, îi duc, au și o barcă în port și îi plimbă un pic cu barca să vadă dinspre mare, să vadă cum arată zona, imobiliarele. Și ți-am zis, sunt oportunități foarte bune aici, pentru că fiind sezonul 8 luni, nu 2 ca la noi, e mult mai avantajos decât să cumperi un apartament în Mamaia. Fiind Uniunea Europeană, actele durează puțin, ești cetățean european, ai aceleași drepturi ca și ei de aici. E super. Și cred că se ajunge puțin mai repede ca în Tenerife. Benidorm, păi da, de aici, din București am făcut 3 ore și vreo 20 de minute și până în Tenerife faci 5 ore jumate. Plus că ești pe continent. Și sunt zborurile mai dese, există legături dacă pierzi avionul sau se anulează. Exact. Exact. Se poate veni și pe Valencia și pe Alicante. Până în Valencia e cam o oră, nu? Cam o oră. În Alicante cam 20 de minute de aici până în aeroport. Puteți să o întrebați pe doamna dacă există tren sau shuttle-uri pentru cei care, să zicem, n-au posibilități. Există autobuze. Așa. Există autobuze de la Valencia care vin din 40 în 40 de minute. Există de la Alicante inclusiv tren există care vine și vine exact acolo la noi, aproape de unde locuim noi, este stația de tren. Deci există variante și de mijloc de comun, de transport în comun. Dar pentru clienții noștri să facă probleme, că îi aducem noi de la aeroport fără niciun fel de problemă. Foarte frumos. Întrebam și pentru cei care nu au posibilități și ar vrea să vină să vadă Benidorm. Am înțeles. Da, da, există. Da, ți-a zis. Stai, ce-am făcut? Ți-a zis, prețurile sunt mai mici ca la noi la mare. Nu știu, un Eforie Sud sau un Jupiter, dar ca în Mamaia spre jumate. Și la restaurant, și la bere, și la mâncare, chiar m-am uitat expres. Da. Știi? Zice doamna că poate să-și închirieze mașină, că e foarte ieftin de închiria mașină, din aeroport direct. Cam cât e pe zi o mașină ieftină? 15 euro. 15 serios? Euro, Mariano, 15 euro? Da. În România nu închiriez niciun scooter cu bani ăștia. Stai euro pe mașină. Păi aia spun, adică sunt prețuri foarte, foarte rezonabile. Ce e aici, restaurantul sau ce e? Nu, mergem să filmăm, ca să nu mai așteptăm. Ah, perfect. După aceea să mergem la restaurant, să stăm liniștiți să mâncăm. Și blocul ăla cel mai înalt, nu? La cel mai înalt am decalat ora de filmare. Ah, ok. Nu mai stăm atâta prin căldură. Am făcut bine, nu? Foarte bine, super. Închid acum, Marian, o să intru mai târziu, bine. Ca să ies aici la bloc. Ok. O zi frumoasă, spor la filmat. Super. Mersi. Deci a fost cu noi Sorin și ne-a arătat diferențe între Spania, Benidorm, la plajă și eu v-am arătat Mamaia, zona cazinoului din Mamaia. Diferențe sau nu, voi trageți concluzia, nu mai zic eu nimic, și așa îmi iau și eu și Sorin, ne luăm hate de fapt, amândoi. Hai. Am ajuns la pasarela minune. Mai rămâneți un pic. Acum mare share, tap-tapuri. Haideți ca să vadă toată lumea din nou pasarela. Deci pasarela asta deschisă cu mare tam-tam. Aici în Mamaia ajută foarte mult fluidizarea traficului auto. Pietonii nu mai trebuie să aștepte la trecerea de pietoni. Ia uitați ce frumoasă este pasarela
Deci îmi place la nebunie pasarela asta. Este lină, nu sunt trepte, poți să mergi cu bicicleta, cu căruțul, nu mai zic. Și în spatele pasarelei, dezvoltator imobiliar care cu o inteligență la extrem a construit blocul ăsta. Să vedeți, deci vine omul de la plajă, cum vin și eu, se uită fix în balconul lui. Ce e în balcon? Se uită direct în casa lui. Credeți că va fi parcare? Că spunea cineva că asta e parcare. Spune nicio formă asta nu e parcare, asta e bloc. Sau eventual hotel. Deci cum să construiești blocul lipit de pasarela asta? Deci, bulevardul principal din Mamaia, da? Ia uitați, patru benzi, pe sens, trafic non-stop. Pietonii, singura cale de acces undeva un kilometru încolo, nu e nicio trecere de pietoni. Încolo nicio trecere de pietoni. Deci pasarela asta, când este dimineață la prânz și seara, plină de lume. Da? Să construiești tu blocul. Deci, haideți să vedeți o chestie tare. Deci e pasarela și dacă vă uitați așa, deci blocul au construit peste pasarela. Deci ăsta care are balconul aici, ce să mai zic? Trebuie să-și facă un magazin sau ieșire direct pe pasarelă și atunci da, se explică. Băi nene, eu îți vând un apartament foarte, foarte scump, șmecherie, da? Și tu îți faci frumos aici o ușă și ai ieșit direct pe pasarelă, te duci la plajă. Cred că apartamentele astea se vor vinde cele mai, vor fi cele mai scumpe și se vor vinde foarte, foarte repede. Intră hoții leger în casă, nu, aia spui și tu, alarmă, ce ai, da? Sau dacă dezvoltatorul imobiliar după ce a construit blocul ăsta, dă-o și păguță la primar, face în pariu că dispare pasarela asta. Voi ce credeți? Dispare pasarela dacă dă și păguță la primar? Eu zic că da. Cine e primar? Nu știu, dar nu știu dacă hotărăște neapărat primarul, arhitectul șef al Constanței. Eu zic că dispare. Dă acolo în parandără, cum se spune pe la mine, prin cartier, la primar, la arhitect șef, ăla pe urbanism, și dispare pasarela asta și va rămâne blocul așa liber. Și eu zic că dispare. Corect? Este autorizație după vremea lui Radu Mazăre și este parcare? Bă, las-o încolo. Parcare cu balcon? Ia fiți atenți. Deci, voi credeți că este parcare? Cu geamuri de-astea, cu ieșire pe balcon? Deci eu fac pariu cu voi că nu este parcare. Parchezi mașina și simți nevoia să ieși pe balcon la o țigară? Sau care e explicația? De ce să creeze balcoane? Dacă ai o mașină mai mică, o pui pe balcon? Ok. Vedem peste cât? Peste jumătate de an că se construiește... Mașinile stau la cafea și la țigară. Păi fii atent, mai sunt tineri care... Îți dau un mesaj pe WhatsApp, hai mă, ești la o țigară, bine, hai că vin cu mașina, pac, vin și eu cu mașina, ok, unde mergem? O, hai în parcarea de aici, la o balcon, mergem cu mașinile pe balcon, stăm așa frumos. Deci, pe pariu că e bloc. Sau, după caz, hotel. Dacă mâine ai pleca în bucăți, m-aș sfărâma. De prostie te-ai sfărâma, Cosmin. Și n-am cum să plec mâine în bucăți și știi de ce? Pentru că plec chiar acum, preventiv, că vine mafia porumbului fier de pe plajă și așa m-a amenințat. Că am zis de rău de porumbul fier. Și mafia porumbului fier de pe plajă e o organizație din astea, un clan mafio de rău de tot. Toți borțoșii aia care vând porumb fier pe plajă s-au întrunit, au făcut un sindicat al mafiei, un sindicat al crimei organizate. Deci știți cum e? Schimbă rețetele între ei. Ia zi-mă, tu câtă sare pui pe porumb? A, doar așa un pic. Cât vinzi porumbul? 15 lei. Du-te mă, dă-i de la 10 lei. Că
că de la 10 lei l-am și eu, deci trebuie să intre pe fir și Consiliul Concurenței. Este o înțelegere între mafioși ăștia. Da. E mixt, apartament plus parcare, fiecare etaj parchează mașina în apartament, indiferent de etaj, zice Sorin. Corect. Domnul Sorin, credeți că e parcare? Sau este bloc de locuințe cu balcon? Adică parcare cu balcon. Deci Sorin Constantinescu cred că râde cu lacrime acum că el se va duce să vadă un bloc făcut cu cap, mai mult ca sigur, într-o stațiune, cum s-ar spune, chiar că europeană. Și eu vă arăt blocul construit în pasarela pietonală. Dar dacă vine mafia porumbului fiert, eu mă uit în spate, că nu-i de glumă cu ei. Aduc doi coceni din aia de porumb legați cu un șnur și pac, pac. Ha! Îți dau un cocean din ăla. Bun, am ajuns în parcare la Hotel Piccadilly, unde am eu mașina parcată. Mergem în sudul litoralului, hai să descoperim Eforie Nord, Eforie Sud, dar nu înainte de a merge și la Gigea și alte și alte locuri frumoase, sper eu. Nu face rău coceanul. Deci doi coceni cu funie așa legați la mijloc, iese un unceac din coceni. Aici am fost cazat la Hotel Piccadilly, eu îl recomand. Am descoperit și o grădină frumoasă în spate, un restaurant cu mâncare bună, se numește Știulete. Ok, Știulete, cocean, cine ai băie? Știulete, deci... Mă uit că nu se știe niciodată cum mafia asta a porumbului fiert, de unde apare. Îți bagă doi porumb de aia, te și taxează după aia 30 de lei. Ce căldură am o mașină. Așa. Perfect. Așa. Deci astăzi vom face pauză. Nu filmez nimic, vreau să mă odihnesc de 6 zile de când sunt pe litoral. Filmez și pe canalul de YouTube și pe TikTok non-stop. Astăzi și mâine vreau odihnă. Ne vedem, cred că mâine seară. Deci mâine seară ne vedem. Sau dacă e domnul Sorin live, o să intru și eu cât să ne arate în paralel cum e seara pe promenad. Rugăminte mare, apăsați sus pe numele meu, dați urmărire sau follow, ca să primiți notificare când sunt și eu live, când e și Sorin live, ca să vedeți o paralelă între litoralul românesc și cel spaniol, pentru că el este în Benidorm. Și să vedem. Eu zic că al nostru e mai frumos. Eu nu-l cred pe domnul Sorin așa, fără să ne și arate. Nu se poate. Deci, ați dat follow? Ia să vedem. Uite, Mariana a dat follow. Cine a mai dat follow? Ia să vă văd. Am dat cum ies eu din parcarea asta. Am mașină mare. Cine m-a pus să-mi iau mașină mare? Dacă avem un tico, ieșeam. Sani Barta, mersi. Băi, tu nu poți să ieși. De cum am băgat-o? A, niște deștepți au pus mașina mă, mult mai în față pe locul de parcare. De-aia nu pot să ieși. Ce nebă fac? Deci nu poți să ieși. Bă. Deci... A, BMW. Păi cine putea să facă? Acum îmi cer scuze dacă aveți BMW. Dar cred că cele mai multe tâmpenii în trafic... Ia să vedem, pe partea altă, a doua mașină care mi-a blocat calea de ieșit. Deci acolo BMW. Aici BMW. Deci n-am cum să ies, e o mașină lungă.
acum ies eu din parcare, s-a blocat de două BMW-uri. Deci v-am zis, mafia porumbului pierde pe litoral, m-am săbota, nu mai pot să plec. Deci n-am cum să dau, deci ca să vedeți. Deci am mașină parcată aici, mașină parcată acolo, BMW-ul acolo. Ia să vedem. Hai. Mai dau un pic. Am cârligul ăla mic, dacă dau cu cârligul, îmi dă toată mașina. Iese daună totală, că e BMW din la mai vechi. Hai cam. E 4x4, trage frâna de mână și accelerează maxim la viraj, cu viraj stânga, da? Tu îți dai seama că e în doi BMW-ul ăla. Nu cam eu cine știe ce mașină, dar e BMW din ăla vechi. Dacă facem mai multe manevre, nu-i problemă. Eu v-am zis, dă rău de porumbul fiert, aia. Haideți că am trecut. Am ieșit din parcare. Deci ca să înțelegeți, uite, mașinile pe stânga parchează așa, pe dreapta așa, ăia doi cu BMW-ul parcat așa. Perfect, am ieșit. Deci, am fugit. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest live interesant, zic eu. Am descoperit locuri interesante în Spania. Deci cât de tare. Am făcut un live din Mamaia și am descoperit live-uri, imagini frumoase din Spania. Foarte tare. Deci a fost un live de excepție. Așa. Să-mi pun centura că după aia eram și eu un șofer de BMW. Aveți copii? Nu. De ce? Tipă cineva pe la recepția hotelului. Tati. Cum ar fi să-l fi uitat aici? Ok, v-am pupat, ne vedem mai târziu sau după caz mâine seară. Deci, apăsați pe numele meu și dați-mi urmărire sau follow. V-am pupat!